Bună ziua, domnule Mihai Culeafă, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bună ziua, bine v-am găsit. Sunteți candidatul PNL-ului la postul de primar al orașului Pantelimon, nu? Da. Unul dintre cele mai mari orașe din Ilfov. Al doilea, parcă nu greșim. Chiar al doilea oraș din Ilfov. Ce populație aveți acolo și câți votanți sunt până la urmă? Aproximativ 30.000 de locuitori și din câte știu eu din datele pe care le am de la primărie, sunt în jur de 22-23.000 de votanți. Am înțeles. E destul de mult. E un pic mai mult decât o comună, cum suntem obișnuiți. Fiind un oraș. Și vă apropiați chiar până la urmă de datele unui sector mai mic. Ce v-a mânat să intrați în această cursă electorală? Aveți acolo în președintele Consiliului Județean un sprijin din punct de vedere al partidului. Probabil poate și asta a contat, nu? Da, a contat și acest aspect. Eu sunt născut, crescut în Pantelimon. Locuiesc în Pantelimon de 45 de ani. În ultimii 8 ani, făcând o analiză, Pantelimonul, în loc să progreseze, a stagnat. Cred că a sosit momentul în care trebuie să ne implicăm, să facem ceva pentru orașul nostru, noi cetățeni. Înțeleg. Vă mărturisesc că n-am circulat foarte des prin zona aceea, dar îmi amintesc de pe vremea când se mergea spre mare și era o alternativă pe acolo, că infrastructura era la pământ, era foarte complicat să ieși din București către Pantelimon, drumurile nu erau chiar grozave. Care mai e situația în momentul de față? Da, drumul spre mare este vorba de DN3. Drumul vechi este vorba de DN3. Da, arată bine astăzi DN3. În schimb, străzile din Pantelimon nu arată atât de bine. Pentru că, vedeți dumneavoastră, am început un proiect de infrastructură rutieră în care primăria s-a angajat să reabiliteze și să asfalteze 100 de străzi. Acest proiect a fost finanțat și aprobat în luna 6 a 2013. Dar până în 2015 nu s-a implementat acest proiect. Este un proiect pe bani europeni? Sau proiect este pe bani europeni. Înțeleg, există și riscul să se piardă banii până la urmă, nu? Proiectul a fost finanțat până la 31 decembrie 2015. După 31 decembrie 2015 până la finele lunii iunie, proiectul este finanțat din bani proprii. Problema mare este că dacă nu se finalizează acest proiect nici până la finele lunii iunie, va trebui să returnăm banii înapoi Uniunii Europene. Deci pe lângă faptul că nu faceți drumuri, o să dăm și banii înapoi. Mâna în buzunar. Da, complicată povestea asta. Care este, până la urmă, strategia noastră în campanie, mesajul și poate facem și o radiografie a celorlalți candidați? Cu cine vă bateți acolo și pentru, până la urmă, pe ce buget? Că și asta e important. Da. Strategia de campanie este una foarte simplă și foarte eficientă. Vreau să intru în contact cu absolut toți cetățenii orașului, să identific de la ei problemele cu care se confruntă și să găsesc soluții pentru a le rezolva. În ceea ce privește contracandidații mei, deocamdată știu că sunt în jur de 4. Toți 4 fac o alianță, ca să zic așa. Interesant. Este vorba de primarul în funcție, Marian Ivan, despre un consilier foarte apropiat lui, care o să candideze ca și independent, un alt consilier județean care și-a câștigat mandatul pe PDD, iar acum a trecut la PNL și astăzi candidează din partea Partidului Mișcarea Populară, și un ultim candidat care a apărut acum, în ultima săptămână, din partea UNEPR. Legat de buget, știu că bugetul pe 2015, dacă nu mă înșel, a fost în jur de 1.003 miliarde, de 22 de milioane de euro.
Mult, destul de mult pentru un oraș. V-am întrebat degeaba de buget, pentru că vreau să mergem după aceea cu discuția și în zona acestei autorități metropolitane de care tot vorbim și pe care mulți cred că o așteaptă, în ideea legării definitive a Ilfovului cu Bucureștiul din punct de vedere al transporturilor și nu numai. Și cred că asta cu transporturile a fost oricum o problemă pentru unitățile administrative teritoriale ca și Pantelimonul. Înțeleg că și aici aveți un proiect, poate, pe zona asta. Da, este un proiect prioritar, transportul în Pantelimon. Cred că o măsură urgentă ar fi introducerea RATB-ului în Pantelimon, așa cum alte localități au reușit din Ilfov. Și aici fac referire la Chitila, Afumați și altele, care au reușit să implementeze acest proiect de reintroducere a RATB-ului. Cred că este foarte simplu pentru noi să introducem RATB-ul la Pantelimon. Pentru asta avem nevoie doar de voință. Eu am făcut un proiect de hotărâre împreună cu consilierul local PNL, Dan Manole, proiect pe care l-am și depus la primăria Pantelimon. Așteptăm ca domnul primar să-l pună pe ordinea de zi, să se voteze acest proiect. E o simplă formalitate, semnătura primarului. Stați să ne lămurim. Spuneți că să introduceți RATB-ul. RATB-ul în momentul de față ține de București și de primăria capitalei. De voința primarului capitalei până la urmă. Și a Consiliului General. Și a Consiliului General. Adică dumneavoastră puteți dori acolo, dar dacă cei de aici nu doresc sau nu vă sprijină, nu știu cum s-ar putea implementa un proiect de ăsta. Am primit un punct de vedere pe care l-am văzut afișat pe pagina de Facebook a primarului, un punct de vedere din partea RATB, care ne spune că deocamdată, dat fiind faptul că unele artere din Pantelimon sunt restricționate din cauza lucrărilor, nu poate fi introdus RATB-ul. Dar eu mă gândesc, de 8 ani de zile, RATB-ul a așteptat să se reabiliteze drumurile. Noi am avut RATB și înainte. Înțeleg. Da, cred că e o chestiune de voință și, pe urmă, următoarea întrebare ar trebui să fie: ce faceți dacă, presupunem că dumneavoastră veți fi ales, ajungeți primar, dar nici la București sau nici la Consiliul Județean Ilfov nu veți avea un reprezentant al aceluiași partid care să vă susțină o astfel de strategie? Cum ați mai putea construi în condițiile respective? Există disponibilitate din partea RATB pentru a reintroduce autobuzele urbane în Pantelimon. În ceea ce privește susținerea la nivel județean, cu siguranță o să avem o susținere în persoana domnului președinte Marian Petrache. Deci îl vedeți cu siguranță nou 100%. Și vechiul și noul președinte al Consiliului Județean. 100%. Înțeleg. Bun. Dar la București? La București, în urma evoluțiilor din ultima vreme, cred că domnul Marian Munteanu, cu sprijinul tuturor liderilor politici PNL, are șanse foarte mari. Nu vreau să ne mutăm foarte mult în zona asta, dar nu pot să nu vă întreb. Credeți că Marian Munteanu poate coagula dreapta atât de mult încât să contrabalanceze nucleul dur de votanți al PSD-ului în zona de stânga? Pentru că pe partea dreaptă e mult mai fragmentat votul, cel puțin din ce vedem în momentul ăsta. Da, așa este. Da, cred că Marian Munteanu, fiind un simbol al libertății și al tinerilor din anii 90, cred că poate coagula toată dreapta. Am înțeles. Haideți să ne reîntoarcem la Pantelimon și să vedem ce îi reproșați în momentul de față cel mai tare actualului primar, primarului Ivan, nu? Nu greșesc. Da. Din punct de vedere managerial. Am multe să-i reproșez. În primul rând că a abandonat orașul, a abandonat cetățenii, a abandonat proiectele pe care ni le-a propus în campanie electorală, a spulberat visele a mii de tineri. A promis 2500 de apartamente pentru tineri, a promis apartamente sociale. Nu a realizat nimic din aceste promisiuni. Și care sunt, să spunem, promisiunile cu care veniți dumneavoastră astăzi și cum credeți că le veți putea implementa mai bine și mai ușor decât a încercat cele dinainte dumneavoastră și n-a reușit?
Eu nu vin cu promisiuni. Proiecte, atunci, să le spunem. Eu vin cu proiecte, proiectul pe transport. Și aici aș vrea să vă spun că orice funcție publică voi ocupa, în primul rând, transportul în Pantelimon este prioritar. În al doilea rând, problema concesiunilor. În Pantelimon sunt aproximativ 7.000 de locuitori care, în momentul de față, nu au un act de proprietate asupra terenului și asupra locuinței. Acest lucru se putea realiza în 2014, când o hotărâre a instanței a trecut acest teren în domeniul privat al orașului. E o simplă formalitate de acum încolo. Trebuie să cadastrăm și să întabulăm acest teren, după care acest teren se poate vinde cu dreptul de preemțiune la un preț social tuturor concesionarilor. Da, interesant. Mai este terenul, zona imobiliară, o miză la marginea Bucureștiului, inclusiv în Pantelimon, acolo unde urmează să... Am depășit acel moment în 2007-2008. Astăzi Pantelimonul nu cred că mai este o miză imobiliară. Cum stă orașul Pantelimon în ceea ce privește investitorii? E totuși aproape de București și te-ai aștepta cel puțin pentru acest lucru să fie atractiv din punct de vedere al venirii unor contribuabili până la urmă. Investitorii ar trebui să se reflecte, prezența lor ar trebui să se reflecte și în bugetul noastră la oraș, nu? Da. Bucureștiul este un oraș sufocat. Este ca un om care nu mai poate respira. De aceea trebuie să atragem investitori în Pantelimon. Pentru asta ar trebui să creăm și facilități investitorilor. Îmi doresc să atragem cât mai mulți investitori pe anumite segmente. Infrastructură, logistică, sunt multe de discutat aici. Dar până nu putem lua o decizie, nu putem implementa aceste proiecte. Aveți un model de alt oraș, să spunem, tot din Ilfov sau altă unitate administrativ-teritorială care s-a mișcat cu ghilimele mult mai bine decât Pantelimonul și cu care ați putea compara, să spunem, și noi am vrea să ajungem ca ei? Da. Un model ar fi colegul nostru de la OTP. Un oraș care s-a dezvoltat armonios, cu foarte mulți investitori atrași. Un oraș care, într-adevăr, arată oraș. Cum e cu voluntariul, de exemplu? E un oraș în care un reprezentant al altui partid stăpânește lucrurile de mulți ani acolo, sub o formă sau alta. Cum se vede voluntariul? Voluntari. Voluntariul este primul oraș din Ilfov. Noi am spus că vrem să schimbăm ceva în clasa politică. Și vedeți dumneavoastră un primar de peste 16 ani s-a înrădăcinat, ca să spun așa, foarte bine acolo. Dar trebuie să înțeleagă un lucru, pentru că această funcție nu este pe viață. Trebuie să lăsăm loc celor tineri, celor care vin cu o viziune de dezvoltare a orașului, să se desfășoare. Nu v-am întrebat degeaba de voluntar, pentru că în momentul de față, cel puțin vizual, atâta cât percepem noi, acolo are loc o campanie destul de murdară, destul de acerbă, cu atacuri, cu așa cum ne obișnuisem în urmă cu mulți ani. Cum e la noastră la Pantelimon din punctul ăsta de vedere al luptei electorale sau preelectorale, să spunem? Da, la Pantelimon lucrurile stau altfel. În sensul că e o campanie liniștită, îmi doresc să fie o campanie curată. Dacă se va ajunge la ce s-a întâmplat în voluntari, probabil că vom face apel la autorități. Credeți că mai poate fi o miză cumpărarea la bucata voturilor, fiind vorba de totuși de unități administrativ-teritoriale cu mai puțin votanți, unde un număr de câteva mii poate schimba foarte ușor balanța? Da. Așa, aveți dreptate, pentru că în urmă cu ceva ani, toată lumea vota pentru o găleată, pentru un litru de ulei sau pentru 50 de lei. Astăzi, în 2016, sper să nu se mai întâmple acest lucru.
Deci sunteți optimiști din punctul ăsta de vedere că n-o să mai avem de a face cu campaniile acelea? Cu siguranță. Obițim un pic, ați spus că sunteți din Pantelimon, deci reprezentați de multă vreme zona aceea. Obițim un pic de familia noastră, de membrii, prietenii, de cei care până la urmă ar trebui să vă susțină și sentimental în campania asta. Da, familia mă susține. Am doi copii, v-am spus, am 45 de ani. Să vă trăiască. Mulțumesc. Provin din lumea sportului. În tinerețe am făcut un sport care formează caractere. Rugby mai exact. Îmi doresc pentru Pantelimon înființarea unei baze sportive. Pantelimonul dintotdeauna a fost o pepinieră pentru mari sportivi. Foarte mulți prieteni din copilărie, foarte mulți apropiați, m-au îndemnat să fac acest pas. Să candidez la funcția de primar. Din punct de vedere al familiei și al celor apropiați, și ei bănuiesc că vă susțin, chiar știind că există riscul ca odată câștigat această bătălie să vă aibă un pic mai puțin în preajmă, nu? Va trebui să vă dedicați și noului job, să spunem așa. Da. Fac multe sacrificii în acest sens. Îmi sacrific timpul petrecut cu familia, multe sacrificii. Și ei au înțeles acest lucru și mă sprijină în totalitate. Pe ultima parte a interviului v-aș propune să vorbiți de, știu că o să-mi spuneți că sunt multe de făcut, dar unul cel mai important și să spunem de suflet proiect pe care sunteți dispus să-l implementați cu prioritate dacă mâine ați câștiga alegerile. Cu prioritate ar fi transportul, primul proiect. Îmi doresc să avem un transport civilizat în condiții de confort și siguranță a cetățeanului. Sunt multe de făcut, așa cum spunea și dumneavoastră, dar prioritar ar fi transportul, după care concesiunile și apoi infrastructura rutieră, infrastructura de apă, canal. Vreau să construim o piață, vreau să construim o grădiniță, vreau să construim un centru social. Avem foarte multe de făcut. Da. Pentru toate astea nu știu dacă o să vă ajungă cele 20 și ceva de milioane, nu? Sunt destul de puțin bani. Va trebui să implementați și proiecte europene, nu? Sigur că da. Cu siguranță vom atrage fonduri europene. Vom avea un parteneriat cu Consiliul Județean pentru construirea unei grădinițe. Da. Vom avea un parteneriat cu Serviciul de Apă Canal pentru extinderea rețelelor de apă canal. Mai ales că, din câte știu eu, se vor aloca fonduri europene pe apă canal în Ilfov de aproximativ 200 de milioane de euro din bani europeni. Deci perspectivele sunt frumoase. Bun. Și pe final, un mesaj pe care l-ați transmite către acei alegători care ar trebui să vină și să pună ștampila pe dumneavoastră în duminica votului, care ar fi? Un mesaj ar fi că le-aș cere să-mi acorde și mie o șansă pentru a le demonstra că sunt un bun manager și un bun gospodar. Să fie alături de mine, pentru că și eu o să fiu alături de ei la momentul potrivit. Deci, culeafă pentru toți! Vă doresc succes și vă mai așteptăm cu drag de câte ori găsim lucruri interesante să le dezbatem. Mulțumesc!